Dragilor și bine ați venit la citirile pentru marți. Lună plină însă săgetător discutăm imediat, dar până atunci vreau să vă reamintesc de faptul că m-ar ajuta mult dacă v-ați abona canalului, dacă ați apăsat butonul de like, iar pentru cei care doriți să îmi susțineți activitatea pentru cei care doriți acces la citiri bonus pentru toate semnele zodiacale și pentru citirile care apar în fiecare săptămână, în fiecare lună, pentru citirile din acest an 2022. Vă aștept cu drag să vă alăturați canalului, să vă alăturați comunității. Aveți link în primul comentariu. Apăsați butonul alătură și acolo aveți toate detaliile. Bun, hai să discutăm puțin despre ziua de marți. Este o lună plină na, da, care se petrece undeva pe la 2 și 14, pe la 2.30, da? adică pe la 14.30. Este un moment special, aș spune eu, care activează chiar o axa distanțelor, da? o axa drumurilor. Să știți că în cele mai multe cazuri discutăm despre planuri pe un termen mai scurt care se rup Relații personale care se rup. Prieteni, vecini, persoana iubită, chiar este un moment cu predispoziții pentru așa ceva. E un moment în care ori vedem adevărul așa, verde în față, ori intuiția ne conduce fără să vrem și să luăm o anumită decizie. Și asta este interesant. Uh, în urma acestei luni pline să știți că vor fi multe uh, răsunete în, uh, în lume, ca să spun așa. Este interesant că și din punct de vedere taro numerologic avem arcana majoră echilibrul pentru această zi care este reprezentativă pentru Zodia Săgetător și atunci, dragilor, este un moment special, da? un moment în care cei mai mulți dintre noi Parcă am stat, am cântărit ceva pe toate părțile și deodată se pare că se ia decizia iarăși poate fi o zi cu negocieri, dar negocieri care să știți că pot schimba destul de mult. O relație pot schimba destul de mult uh, situația în care ne aflăm. Pentru fiecare zodie în parte voi discuta și voi spune exact uh, unde anume se petrece și ce ar trebui să faceți. Uh, am discutat oricum și în filmările pentru această săptămână pentru fiecare zodie în parte, dar o să repet și aici. Iarăși, este o zi cu predispoziții la ideea aceasta de a învăța, de a ne înălța, e ca și cum nu prea ne mai simțim împliniți. În cercul de prieteni, în locul în care stăm, ceva nu ne mai împlinește, ceva nu ne mai place. Și atunci e cazul să schimbăm. Da, sper să nu dărâmem motanul, Vrem să urcăm și noi la înălțime, exact cum e motanul. Apoi, energia generală este arcana majoră steaua. Da? Și vă spuneam că luna iunie vine cu această senzație de blocaj și din care ne putem elibera, măcar să adunăm informații dacă nu suntem pregătiți să luăm decizia. Acum, pentru că în iulie oricum ar fi, este o lună cu predispoziție la ideea aceasta de final. Arcana majoră steaua, care vine cu o dorință foarte mare, cu ideea de a ne reinventa, cu ideea de a fi autentici, de a fi sinceri și este posibil ca acest aspect chiar să ne determine pe unii dintre noi să rupem o relație, să rupem ceva anume, ne dăm seama că cineva ne trăgea în jos, ne dăm seama că noi am acționat diferit. Poate să fie ceva ce ține de o situație care a început sau o discuție care a început, știu eu, Undeva prin decembrie și care acum se poate concretiza. Deci dacă e vorba de un proiect acum se finalizează în această perioadă, dacă e vorba de o relație iarăși începută undeva prin decembrie, acum puteți să atingeți apogeul la da, unii dintre voi. Dar să știți că în multe cazuri e vorba de un final, da, care se petrece și pe de-o parte e bine, pe de-o parte e bine pentru că. Parcă e un moment în care ne, ne dăm seama că nu mai aparținem locului respectiv, că nu mai aparținem relației respective. Și repet punctul norocului totuși este foarte aproape de Neptun, deci ne ajută, ne ajută, ne poate veni o idee nouă, putem să găsim o soluție inedită. Acum n da, încheierea poate să fie și o etapă, da, se încheie o etapă la locul de muncă în viața privată într-o prietenie într-o relație în familie și așa mai departe. Vreau să văd totuși și o carte oracol pentru noi toți. Mesajul este să realizăm care sunt blocajele da? și să ne eliberăm de acolo. E bine să fim atenți în această perioadă, ce visăm, e bine să fim atenți la ceea ce se petrece în jurul nostru și e bine să fim atenți la detalii, la detalii, la intuiția pe care o avem, la ideile care ne vin iarăși, pentru că ne pot ajuta mult să ne eliberăm. Da. Repet, totul depinde strict de noi. Bun, și acestea fiind spuse, vă invit să căutați zodiile de care sunteți voi interesați. Astăzi chiar mai mult decât oricând vă rog să ascultați și de la zodie și de la ascendent, să faceți o combinație între cele două mesaje și de asemenea chiar vă rog să ascultați și de la persoanele care sunt cele mai apropiate de voi pentru că în cele mai multe cazuri ceea ce li se întâmplă lor clar are legătură și cu voi. Încep cu berbecul. Să vedem ce fac berbeci astăzi. Dragi berbeci, pentru voi am discutat. E, e un moment în care nu știu, unii finalizați niște studii, alții vă hotărâți să vă relocați, da? să schimbați casa, să schimbați familia, vă vine o persoană din străinătate, rupeți o relație cu o persoană dintr-o altă cultură sau dintr-o altă religie. Alți berbeci, nu știu, vreți să vă schimbați credințele, vreți să învățați ceva nou. Dar mai mult e vorba de o încununare. Iar în alte cazuri este ca și cum vă ridicați așa ștacheta undeva sus și spuneți eu merit asta și atunci vă hotărâți să renunțați la anumite relații. Și aveți regina de băte, deci voi sunteți foarte încrezători, sperați mult să ajungeți într-un punct înalt cu valetul de monede, vă doriți foarte mult să fiți respectați aici. Și rezultatul final, puterea. Energia generală 2 de monede. Da, se pare că berbecii tot au evitat aici să iau o decizie sau tot au încercat să menține lucrurile pe loc dintr-un anumit punct de vedere. Într-o relație, undeva anume. Ați încercat să convingeți pe cineva de ceva anume, ați încercat să vă mențineți voi un echilibru. Dar uitați câtă speranță aveți voi aici, ori în ceva ce ține de zona studiilor, ori e ceva ce ține de o persoană mai tânără care studiază. În alte cazuri, vedeți că vă doriți foarte mult o noutate care ține de casă familie. Și cine știe, poate este ceva ce ține de. O persoană din din familia voastră da? și văd aici puterea totuși apare o provocare pentru berbec pe de o parte, pe de altă parte este o zi favorabilă să vă impuneți punctul de vedere. Da, pisica a găsit ceva, da, a găsit o clamă de păr de-a mea și se joacă, sper să nu mai ascundă. Bun, tot valetul de monede. Se pare că cineva vă dă foarte multă putere, dragi berbeci, iar în unele cazuri e posibil să auzați, să auziți de un final um, care ține de studii înalte, ca și cum s-ar celebra ceva. Sau în sfârșit primeți vestea cea bună, da? care ține de o așteptare și care ține de a rezolva o problemă. Vedeți că în unele cazuri, dragi bărbești, se cere să abordați situația puțin dintr-un punct de vedere diferit, adică de la nivel înalt. Dragi tauri, 6 de cupe pentru voi. Regele de spade. Și 9 de spade energia generală valetul de monede pentru tauri să știți că se activează o axă a banilor. Și asta e bine. Pe de o parte, pe de altă parte, vedeți, dragi tauri, că e un moment în care puteți să încheiați ceva, da, un loc de muncă puteți să încheiați. Un proiect pe care îl aveți în desfășurare și în unele cazuri taurii trebuie să renunțe la ceva tocmai pentru a crește din punct de vedere financiar Poate aveți de negociat ceva, cine știe Poate chiar prin persoanele apropiate vouă ați putea să vă schimbați viața, ați putea să faceți ca lucrurile să funcționeze și văd aici că voi aveți parte de un succes, studiați ceva, ați ajuns într-un punct înalt sau ajungeți într-un punct înalt. Mai ales pentru taurii care ați început un proiect undeva prin decembrie, să spun așa, acum puteți să atingeți chiar un punct înalt și puteți culege niște roade foarte bune, dar ați avea ocazia să mai reanalizați, să mai renegociați, să mai schimbați ceva, adică s-a finalizat o etapă, dar trebuie să mergeți mai departe. În alte cazuri, vedeți că unii puteți avea legătură în această perioadă cu o moștenire sau cu niște bani care vin din partea celorlalți. Unii e ca și cum tot analizați o relație și în alți tauri să știți că e posibil să prindeți pe cineva cu o minciună. Să prindeți pe cineva cu niște informații care nu prea vă plac. Atenție la un inamic da? sau la o persoană. Care ori poartă uniformă, ori este o persoană care lucrează cu mintea, dar este o persoană ușor vicleană. Atenție din acest punct de vedere. Și vă văd aici puțin stresați, ia să vedem ce e cu stresul ăsta la voi. Da, stresul este, nu știu că unii tauri ori vă dați seama că ați fost mințiți, că ați fost dezamăgiți. Și în unele cazuri e posibil să nu fiți voi foarte deschiși la această schimbare care vi se arată la orizont. Dar e ceva bun, e ceva ce ține de planurile voastre de viitor. Parcă vreți să încheiați ceva, alți tauri posibil să fiți dezamăgiți în plan personal, deja, dintr-un anumit punct de vedere, și atunci hotărâți să vă concentrați mai mult pe zona profesională. Vorba de un nou început extrem de frumos, dar care, în egală măsură, cere puține sacrificii, dragi tauri. Da, e un moment bun pentru voi să și negociați da? ceva ce ține de banii voștri. Fără stres aici, da. tot înainte fiți deschiși la nou Dragi gemeni, ce faceți cum sunteți, da, vedeți că e o lună plină care pentru voi activează o axă a relațiilor. Nu știu cum să vă spun, dar nu știu, sper să fie o lună plină bună, da, pentru voi. Pentru mine chiar se petrece pe ascendent și descendent și. Deci E superb și mai face conjuncție și cu luna mea natală. Deci e superb, superb. ce să spun dragi gemeni e un moment. Interesant pentru voi pentru noi. În care să știți că putem încheia o relație un parteneriat. Putem să definitivăm ceva. Nu știu, am început un demers undeva prin decembrie și acum îl definitivăm. Că e vorba de locul de muncă, că e vorba de o relație personală, că e vorba de o prietenie, ceva se încheie acolo. Și în unele cazuri, gemenii e posibil, nu știu, să conștientizeze valoarea pe care o au, să-și dea seama că au, nu s-au respectat cum trebuie sau nu au ținut cont foarte mult de valoarea lor personală și acum posibil chiar să puneți stop în unele cazuri într-o relație anume. Și totul poate pleca și de la ideea aceasta de bani. Sau cu principala voastră sursă de venit oficială. Turnul. Ei, exact ce spunea. 5 de monede. Valetul de monede și nebunul. Dragi gemeni, vedeți că unii, nu știu, ori vă puca și vă despărțiți de cineva, ori încheiați o prietenie, ce vă faceți aici? Ce vă faceți voi aici? Pentru că discutăm despre o situație în privința a gemenii nu au fost foarte bucuroși și se pare că ați găsit o soluție sau vă vine o idee bună odată cu intrarea lui Mercur la voi în Zodie, chiar astăzi pe 14, deci sunteți ajutați. Stați analizați sau, după o perioadă de pauză pe care v-ați luat-o, în sfârșit, hotărâți să acționați într-un mod diferit, într-un mod nou, într-un mod autentic, nebunesc. Turnul. Dar se pare că gemenii merg așa în această călătorie și dărâmă ceva în drumul lor, o relație, ceva anume. De asemenea, să știți că este o zi în care. Uh, este posibil să auziți de o veste care este destul de intensă pentru voi, dar destul de profundă și care ține de zona medicală, de o problemă de sănătate. Um, nu știu, e ca și cum vi se dărâmă ceva, sau mai bine spus, voi sunteți cei care dărmați și sunteți puși pe studii, dragi gemeni. Vreți să studiați ceva, vreți să analizați ceva, aveți mai mult chef să cercetați, să studiați, să analizați. Să știți că motanul este foarte agitat, da? dar într-un sens pozitiv, nu știu, se aleargă pe aici cu pisica, deci poate așa și voi. Hai să vedem ce cu turnul aici, dragi gemeni, ce se întâmplă, ce bubuie pentru voi. Da, e ceva ce ține de zona voastră de confort. Da? Poate o surpriză pe care o aveți din partea partenerului de viață sau în alte cazuri, cine știe, gemenii, Pot avea legătură astăzi și chiar o surpriză din partea mamei sau din partea unei femei care are un copil din partea unei femei care este ca o mamă pentru voi. Iar în alte cazuri poate să fie vorba de un proiect, da, de faptul că gemenii își dau seama că e bine să fie mai autentici, să fie mai sinceri, să nu mai stea așa după după ochii celorlalți. Dar poate fi ceva ce ține și de o femeie sau de o moștenire de acolo, lucrurile. Iau-o cu totul și cu totul altă întorsătură. Zodia rac ce faceți dragi, dragi știu lună plină pentru voi. Nu știu cum ați dormit, dacă puteți să dormiți. Știu e e e intens pentru voi luna este astrul care vă guvernează este mama voastră e normal să fie așa. Pentru rac, nu știu, ar fi bine să mai aveți puțină atenție pe zona sănătății astăzi. Unii puteți să încheiați ceva ce ține de zona locului de muncă sau ceva ce ține dragi raci de. O problemă de sănătate. Puterea. Regina de bâte. 4 de cupe. Și 5 de bâte. Se pare că racii sunt într-o situație tensionată la locul de muncă, în viața privată și se pare că luați atitudine și vreți să spuneți lucrurilor pe nume. În alte cazuri văd o confruntare aici, da între voi și o femeie în unele cazuri. Uh, ori e ca o rivală această femeie, ori e o persoană care ține foarte mult la modul său de a se manifesta la ideea aceasta de a se simți bine. Și atunci e posibil să-și impună punctul de vedere. Unii rași nu sunt foarte încântați da, de această poveste, sunteți puțin provocați, e adevărat, dar poate e cazul să vă dați seama că e un semn să încheiați cu locul ăla de muncă sau să încheiați un anumit obicei, iar pe care îl aveți, că poate e un obicei mai puțin sănătos de viață. Parcă vă dați seama că meritați mai mult și voi vă dați seama că ați plecat capul și nu era cazul. Asul de bâte. Ia uitați ce idee bună vă vine vouă, ce șansă vi se oferă, mai ales dacă încercați să fiți foarte curioși, dacă încercați să aflați mai multe lucruri. Totuși, unii ragi văd ca o parte de un succes. Da? Adică Universul vrea să vă arate unde e problema, să o eliminați ca să vă deschideți și ca să străluciți. Da? În alte cazuri, nu știu, aveți un eveniment important și când colo se întâmplă ceva și se agită lucrurile. Iar și e o lecție pentru voi. Trebuie să vedeți lucrurile mai profund și să vedeți unde este problema pentru a o rezolva. Zodia leu, 6 de bâte, interesant, lumea și 2 de cupe, îndrăgostiți. Dragi ce faceți aici? Bun, um, pentru leu să știți că această lună plină, se petrece pe casa a cincia, care este casa iubirii, casa uh, creativității, casa copiilor, casa educației, casa distracțiilor. Deci lei e o decizie foarte bună și în unele cazuri chiar e posibil să vă gândiți serios să vă căsătoriți unii. Vă gândiți serios să mergeți la următorul nivel. Vedeți că pentru unii lei puteți să cunoașteți acum o nouă persoană. Pentru că e vorba de un succes care ține de un punct înalt pe care îl atingeți. Unii lei, posibil chiar să semnați un contract sau să faceți o înțelegere, să aveți o întâlnire, să cunoașteți o persoană, dar e ceva ce ține de o altă cultură, de străinătate, de o distanță foarte mare, dar și de un punct înalt pe care lei îl ating. Este un eveniment foarte important pentru voi în acest an 2022. Da, temperanță. Da, e vorba de o împăcare în unele cazuri, e vorba de a face planuri de viitor, planuri total diferite față de cum v-ați gândit voi atunci când ați început relația, adică ceva se schimbă aici. Poate chiar cine știe, în alte cazuri cunoașteți pe cineva sau aflați de un final care pentru unii e posibil să nu vă placă, da? mai ales pentru cei care știți că aveți probleme cu părinții sau probleme în familie. Da? Pe acolo posibil să se întâmple ceva. Pentru voi e de bine, e cu eliberare, dar e nevoie să fiți și deschiși. Zodia Fecioară. Să vedem ce faceți voi. În primul rând, ce să vă spun vouă? Pentru Fecioară e un moment mai special. Da? E un moment în care, dragi Fecioare, în casa voastră, da, nu știu, se poate întâmpla ceva, puteți să încheiați ceva, o relație cu o femeie, cu mama, puteți să ajungeți, știu eu, la o înțelegere cu cineva, cu o persoană importantă pentru inima voastră. Da, poate să fie vorba și de o despărțire în unele cazuri. Unii vă hotărâți să deveniți părinți, știu eu, E vorba de planurile voastre de viitor care se schimbă odată cu această încheiere. Nebunul, 4 de spade, 2 de cupe și puterea. Se pare că fecioarele sunt într-o situație destul de agitată, pe de o parte. Pe de altă parte, e ca și cum tot ați încercat aici să faceți pace cu cineva, ați încercat să găsiți o soluție. Tot v-ați luptat, v-ați spus tot felul de lucruri ei și acum lucrurile se îndreaptă Discutăm despre o eliberare pentru fecioară, despre un nou început Și vedeți că pentru cei care aveți o problemă în familie, nu știu, cu o rudă, cu un copil, cu soțul, cu soția și așa mai departe, astăzi puteți să încheiați, puteți să faceți ca lucrurile să meargă într-o direcție bună, da, dar secretul este să stați puțin să luați o pauză, să stați de vorbă cu acea persoană față în față, să dați dovadă de calmitate, să dați dovadă de iubire, de blândețe, de înțelepciune și cu siguranță reușiți să ajungeți la o înțelegere cu cineva anume nu știu alte fecioare își planifică o vacanță, vă planificați ceva și cu noul ăsta început, hai să vedem. E vorba de o nebunie, da, de o nebunie. Nu știu, unii dintre voi e posibil, nu știu, să vreți să faceți vreo vacanță, vreo ieșire. În alte cazuri e vorba de o nedreptate pe care cineva o face sau de un abuz de putere, iarăși, dragi fecioare. parcă voi vă luați frumos gentuța în spate și mergeți pe drumul vostru, fizic sau uh, metaforic vorbind. Zodia balanț. Dragi balanțe, ce faceți voi? Ascendentul e la voi în zodie când se petrece luna plină. O să simțiți intens da, toată această situație. Poate e bine să ascultați și partea de început. Unii dintre voi posibil chiar să încheiați o, o relație, o colaborare, să vă relocați sau să se mute cineva, să plece cineva, vă schimbați vecinii puteți să negociați ceva important astăzi și vedeți că ceva se încheie, da? o relație cu o persoană apropiată vouă, fie că vreți, fie că nu vreți. Nu neapărat acum, în ziua de marți, dar se încheie. Trei de cupe, asul de cupe, puterea, și șapte de spade bun, se pare că într-o situație în care cineva a tot așteptat tot a stat și a făcut planuri de viitor, a analizat situația pe toate părțile, cineva e dezamăgit. Și vorba de. O întâlnire, o bucurie sau cel puțin ceva ce. Trebuia să fie ca o bucurie și aici vi se oferă o șansă sau o veste de pace. În schimb, pentru unii poate fi o zi cu pasiune, dar pentru alții să știți că este o zi în care în urma unor discuții, poate ușor în contradictoriu, poate discuții mai speciale, să reușiți să încheiați ceva. Pentru că deja apare și acest nou început, această șansă. Hai să vedem ce cu putere. Patru de monede, patru de monede. E vorba că cineva ține aici cu dinții de ceva și de nicio culoare nu vrea să renunțe. Ideea este că de încheiat s-a încheiat, adică, dragi balanțe, dacă mai trageți mult așa, nu o să fie ok pentru voi. Nu uitați că aveți multe planete în semnul Taurului, da? Că pe casa voastră opta, deci e un moment bun pentru voi să încheiați lucruri. Să încheiați, să le lăsați în urmă și să nu țineți cu dinții, să nu amânați. Zodia Scorpion. Ce faceți, dragi Scorpioni? Voi, uh, nu știu, aveți un moment mai special pentru voi se activează o axa banilor. Deci, Scorpionii chiar pot găsi o soluție foarte bună într-o problemă pe care o aveți și poate să țină de asocieri, de parteneriate, de o relație cu o persoană dragă vouă. Aici să știți că lucrurile pot merge în favoarea voastră, mai ales dacă E ceva ce discutăm de sursa voastră principală de venit, ceva ce ați început undeva prin decembrie, niște discuții, un proiect, știu eu. Acum se finalizează: 9 de spade. Sunteți puțin stresați aici, Împărăteasă. 4 de monede și 3 de cupe. Scorpionii sunt puțin stresați în privința unui proiect sau în privința confortului lor material. Și să știți că Aici e ca și cum vă mențineți voi într-o anumită poziție și e bine, da? e bine, lucrurile se pot rezolva. O femeie iarăși ar putea avea un rol important sau dacă sunteți femeie, este vorba de rolul pe care voi îl aveți în toată această poveste și este un rol extrem de important. Da? Vă puteți stabiliza mai bine, dragi scorpioni, din punct de vedere profesional, din punct de vedere personal, Dar e vorba de o ofertă care vi se face, de o șansă care vi se oferă, o propunere frumoasă, și care poate avea legătură cu o echipă. Puteți să avansați, iarăși, alți scorpioni. E ceva ce ați tot așteptat, voi aici, dar care, în sfârșit, se poate realiza. Zodia săgetător. Pentru voi se activează o axa relațiilor. Și e un moment în care, știu eu, săgetătorii vor simți foarte intens ceea ce se întâmplă pe cer, chiar un moment în care vă poate veni o idee genială și un moment în care săgetătorii pot lua atitudine în privința unor relații, pentru că na, se activează o axa a relațiilor. Judecata, magicianul, regele de bâte, și cavalerul de spade. Apare o surpriză neașteptată pentru săgetător și este o surpriză frumoasă, aș spune eu, poate e ceva ce ține de familia voastră, de persoana iubită. Acolo ceva se întâmplă și ia uitați, după o lungă așteptare, în sfârșit puteți să culegeți niște roade sau se poate lua o decizie. E ca la judecata de apoi. Fiecare primește ce merită și mai mult decât atât puteți culege niște roade. Vedeți că m, ideea aceasta de a negocia, ideea aceasta de a spune lucrurilor pe nume este foarte importantă pentru voi, și chiar acum, cine știe, aveți ocazia să vă impuneți punctul de vedere. Dacă sunteți femeie, vedeți că un bărbat ar putea avea un rol foarte important în viața voastră. O confruntare. Bun, și e ceva ce ține de uh, zona locului de muncă sau de ideea aceasta de a lucra cineva are parte de o surpriză pe zona profesională, găsiți un loc de muncă, vă dați demisia, se întâmplă un eveniment care vă pune pe gânduri și vă dă de înțeles că e cazul să încheiați ceva. Zodia Capricorn, să vedem ce faceți voi. Dragi Capricorni, pentru voi e un moment în care e bine să vă mai odihniți puțin, da? Posibil chiar să aveți o surpriză de proporții voi. 2 de monede. Atenție la ce visați iarăși 9 de cupe. Cavalerul de cupe și nebunul. Bun, capricornii sunt gata către uh, un nou început. Sunteți puțin stresați, dar parcă vă dați seama că e cazul să. Ieșiți din anonimat. Parcă încercați să împăcați pe toată lumea sau unii capricorni puteți fi prinși între două locuri de muncă, două situații, două relații și asta e interesant. Da? E interesant tocmai pentru faptul că unii e posibil să faceți foarte mult ceea ce simțiți astăzi și asta e perfect pentru că intuiția voastră este la cote maxime. Unii capricorni pot cunoaște o persoană nouă, dar într-un mod mai ciudat, într-un mod mai diferit mai nebunesc! O ofertă pe zona profesională care poate veni, da? o sumă de bani, o nouă persoană care vă poate ajuta foarte mult din punct de vedere financiar. Iar în alte cazuri, capricorni își dau seama că e cazul să se respecte mai mult, e cazul să investească mult mai mult în propria lor persoană. Poate v-ați sacrificat și voi ca mult pentru alții și acum Trebuie să spuneți lucrurilor pe nume. Foarte interesant. Hai să vedem că a căzut zodia vărsător jos. Bun. Zodia vărsător. Hai să vedem. Cei cu vărsătorii, ce fac ei astăzi. E un moment bun și pentru voi. În care se încheie niște planuri de viitor. Nu știu ori reușiți să încheiați ceva, ceva ce ține de un grup de oameni, ceva ce ține de zona voastră profesională și e interesant că intră așa în conflict cu viața voastră privat. Ori vreți să încheiați o relație, că poate ați avut parte de o persoană mai puțin serioasă, mai ales dacă sunteți femeie. Sau poate chiar niște planuri de viitor care intră puțin în contradicție cu persoanele uh, apropiate vou acolo e un moment mai, mai special. Iarăși, dragi vărsători, poate fi ceva ce ține de zona locului de muncă, zona sănătății, dar atenție, iarăși, pe zona sănătății pentru voi. Asul de băte, un nou început, o veste bună, o nouă activitate, o deblocare. Ceva ce ține de o petrecere, de o celebrare, de un eveniment important, și aici văd că e ca și cum vă faceți voi niște planuri pentru un termen mai scurt sau pentru o călătorie. Universător, chiar posibil să vă gândiți serios în această zi de marți să să vă faceți niște planuri în privința unei relații sau în privința acestui nou început. Parcă vă eliberați unii dintre voi. Vă eliberați dintr-un loc. Hai să vedem despre ce este vorba. Bun, e vorba de o așteptare, ca și cum vă faceți planurile, știți că trebuie să mai așteptați puțin și e un moment bun da, până se finalizează totul ca să mai reanalizați puțin relația în care sunteți, situația de la locul de muncă, situația în general în care voi vă aflați. 6 de spate. Da? Deci e vorba de un drum, de o schimbare, de o mutare, de această amânare, ca să spun așa, E de bine, sau dacă vreți să vă mutați, dacă vreți să faceți ceva, e ok, dar încercați, nu știu, ori sunteți puși pe, pe pauză, deci ori e vorba de o întârziere, ori în alte cazuri, dresătorii sunt foarte mult puși pe gânduri și atunci mai reanalizează. Dragi pești, ce faceți voi? Un moment bun, un moment interesant pentru pești. în care, așa cum vă spuneam și în citirea pentru această săptămână, sper că ați văzut-o deja, pentru voi un moment bun în carieră, dar care poate zdruncina puțin ceva ce se întâmplă în casa voastră și poate chiar relația cu un copil sau relația cu persoana iubită. Acolo ceva o să fie destul de mult perturbat. Da? împăratul, spânzuratul, luna și magicianul. Bun, dragi pești, stați așa că e, e bine. Pe de-o parte, pentru pești să știți că este o zi extrem de intensă, unul la mână, doi la mână, dacă nu e o zi intensă, să știți că energiile astea vă urmăresc mai toată săptămâna, adică durează. În primul rând, văd că este o situație în care Ești o parte de un succes, de o reușită și parcă încercați acolo să țineți lucrurile sub control. Într-o relație, la locul de muncă, în familie sau poate vreți să țineți sub control totul. Da? Totuși, văd aici un blocaj da? care ține ori de poziția pe care voi o ocupați, ori de o avansare, ori șeful, șefa, cineva vă pune așa, vă ține în loc, vă stresează. Da? Și se pare că acest aspect, nu știu, parcă Vă face să vă dați seama că nu prea mai aveți timp de viața personală, să vă dați seama că ceva nu mai este în regulă din punct de vedere personal. Relația cu un copil, iarăși relația cu persoana iubită. Știu eu, creativitatea voastră nu mai aveți timp să vă mai distrați, nu mai aveți timp să mai socializați și așa mai departe. Deci pentru rac pe, pentru rac, nu știu de ce am spus raca că e luna aici. Nu știu, poate aveți de a face cu vreun rac alți pești totuși spânzuratul este cartea voastră în tarot și a ieșit aici. Să știți că pentru pești este o lună în care lucrurile se schimbă destul de intens, da? destul de profund. O lună pe care nu o veți uita ușor. 9 de bâte. Nu știu, parcă vă este teamă, parcă vă stresați. Atenție, dragi pești, pe tot ce ține de iluzii. Adică ascultați-vă intuiția, dar nu stați să analizați prea mult lucrurile, că nu aveți toate informațiile necesare, și atunci e posibil să luați decizia greșită. Sunteți stresați în privința unei persoane din familie, în privința unui bărbat. Poate fi un frate, un vecin, un prieten, nu știu, cineva. Sunteți stresați aici. Stați pe poziții, dar nu învârtiți lucrurile prea mult, că nu o să mai înțelegeți nimic. Primul gând, ăla a venit, ăla e cel mai bun. Dragilor, acestea au fost citirile pentru ziua de marți. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare. Nu uitați să vă abonați canalului, să lăsați un like, un comentariu. Iar pentru cei care vreți să mă ajutați în acest proiect, tot ce trebuie să faceți este să distribuiți aceste videoclipuri zilnice pe un site de socializare, într-un grup din care faceți parte sau, cine știe, să recomandați canalul unei persoane dragi vouă, chiar m-ar ajuta foarte mult, vă îmbrățișez cu drag, iar pentru cei care doriți, vă aștept în comunitatea acestui canal, că avem multe filmări acolo pentru voi, foarte detaliate. Vă îmbrățișăm cu drag și vă dorim o zi de marți cât mai frumoasă. V-am pupat!